semnal de alarmă, de mărturisire. Că ceea ce facem acum e mărturisire de Hristos. Să nu omorâm pruncii în pântecele mamilor. Pentru că Dumnezeu, dacă noi facem asta, suntem împotriva Lui. Nu facem voia Lui. Că Dumnezeu vrea să se nască copii, noi omorâm, de fapt, nu vreau să spun eu cum se numește, dar așa spun, că orică omor un om, orică omor un copil în pântecele mamei lui, se numește tot timpul. Atunci știți voi cum se numește, mai departe. Nu? Asta am vrut să fac, de câte ori or să fie, o să fie, că spun unii domne, vezi, Doamne, educație sexuală. Pe cum adică educație sexuală în școli, cu alte cuvinte, să-i educăm pe copii cum să facă păcat, nu să rămâne așa ceva. Adică să plătim educația copiilor cum să-i învățăm să facă păcat. Nu cam asta înseamnă, nu? Să-i instigăm la păcat pe copii. Nu e normal. Că de-aia sunt 25 de milioane de copii care au fost de avortul din 58, am înțeles, și de-aia avem probleme ca la de sănătate, nu vedeți? Că sunt tot felul de boli care nu mai poate descoperi nimeni. De ce? Da, știți, mai sunt multe femei care spun că în perioada comunismului, cât timp a fost interzis abort, au suferit foarte mult. Lor ce le transmiteți? Dar nu e normal asta, să interzici. Asta nu se face prin lege. Asta e prin voință, prin suflet, prin duh. Nu se face prin lege. Cum nu poți, de exemplu, prin lege să interziți prostituția? Nu poți. Așa nu poți nici avortul, că nu e nimeni stăpân pe corpul altuia, face ce vrea. Numai că aici e o chestiune de judecată la Dumnezeu. Nu e judecata oamenilor asta. M-ați înțeles? Deci nu putem. Comuniștii au interzis. Nu era normal. Omul trebuie să fie liber. Să facă ce vrea. Femeia face ce vrea. Ea, dacă vrea, îl avortează, dacă vrea, naște. Nu e normal să interzici prin legea asta. M-ați înțeles? Cum nu este normal, v-am spus, ca să interzici prostituția. Că nu poți interzice, nu poți nici să legiferezi. Pentru că dacă legiferezi prostituția, legiferezi păcatul ca neam. Răspuns ca neam după aia. Sunt mai multe lucruri de genul ăsta. Noi trebuie să înțelegem un lucru, că noi trebuie să trăim uniți cu Dumnezeu și în ascultarea Lui, nu împotriva Lui. Iar atunci când faci avort, tu ești împotriva Lui Dumnezeu, nu ești unit cu Dumnezeu și nu faci voia Lui. Care este mesajul dumneavoastră astăzi? Mai spate, mergeți puțin ca să fie valoare, mă dați mai spate. Pentru ce ați ieșit în stradă? Păi mesajul meu, nu v-am spus mesajul meu, asociația asta o finanțez eu. Studenți pentru viață, o finanțez eu, care a și inițiat acest marș. Mesajul meu este să trăim uniți cu Dumnezeu și să nu facem împotriva Lui. Atunci când faci avortul, ești împotriva Lui Dumnezeu. El a vrut să nască o viață și tu ai fost împotriva Lui. Ai omorât. Asta zic eu. Iar tot ceea ce fac, asta înseamnă mărturisire de Hristos. Asta înseamnă marșul ăsta. Adică voia Domnului, unit cu Domnul. Am ajuns puțin mai târziu, bani? Soluția ca aceste lucruri să nu se mai întâmple este să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu, la credință, la Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie Duminica și la toate sărbătorile sfinte, ca așa Dumnezeu să ne lumineze, să facem ceea ce trebuie să facem. M-ați înțeles? Asta este soluția. Să ne dea Dumnezeu prosperitate și materială ca să avem cu ce crește copiii, că fără de El, spune Dumnezeu, că degeaba, dacă nu zidește Dumnezeu casa, degeaba se ostenește ziditorul și dacă nu păzește Dumnezeu cetatea, degeaba se ostenesc cei ce o păzesc. Degeaba vă sculați de dimineață, degeaba vă culcați târziu. Dacă nu vrea Dumnezeu, nimic nu este. M-ați înțeles? Asta este sfatul meu. Nimic fără Dumnezeu. Iar avortul este împotriva lui Dumnezeu. Asta spun eu. Altceva ce să vă mai spun? Toți părinții din Sfântul Munte spun că este o crimă nelegiuită avortul. Ce spuneți dumneavoastră? Păi dar n-am spus până acum. Da. Am spus până acum. Da. Este o crimă și dacă faci crimă, cum te numești? Criminal. Tu ai spus, nu am spus eu. Nu? Iar ce e în carte, e în carte. Eu și cu aia, femeia egală cu bărbatul. Bă, dacă în carte nu e egală femeia cu bărbatul, cum să fie ea egală dacă Dumnezeu n-a făcut-o egală? Voi vreți să schimbăm noi lumea și împotriva lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu n-a făcut femeia egală cu bărbatul și spune Sfânta Carte.
că bărbatul este ca femeie, cum este Hristos ca biserică. Deci, aseamănă Dumnezeu, aseamănă pe bărbat în măsură cu femeia ca și un Dumnezeu, ca Hristos ca biserică. Ce vreți mai mult? Iar eu fac așa cu sfințenie, cum scrie în carte. În rest, treaba voastră, faceți. Eu spun, eu îmi fac datoria și mărturisesc. Pentru viață! 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 Pentru viață.